Liviu Cotoșman crede că în prezent, în PNL, nu se pune discuția ieșirii de la guvernare. Nu, deci nu s-a discutat această chestiune de a ieși de la guvernare, nici în cadrul organizației PNL Gori și, ce știu eu, nici la București, pentru că suntem, așa cum vă spuneam, un partid responsabil și punem interesul țării înainte de toate, motiv pentru care nu putem pleca acum de la guvernare să ajungem într-o situație de haos politic, motiv pentru care suntem dispuși chiar să suportăm criticile partenerilor cu ghilimele de rigoare ale PSD-ului, chiar dacă știm că nu sunt adevărate și încercăm să scoatem în evidență și să lămurim opinia publică că sunt doar niște minciuni ștrumfate și scoase pe piață de către PSD. Vicepreședintele PNL Gorj, Liviu Cotoșman, speră ca românii să nu sufere în această perioadă când au loc atacuri între cele două formațiuni politice. Să știți că personal eu am anticipat că o să apară aceste dispute în perioada de campanie. Cred că e firesc, normal, numai că noi, PNL-ul, ca și parteneri de guvernare, suntem responsabili, în primul rând, cu țara, punem interesul țării înainte de toate și de asta nu trebuie să ieșim de la guvernare, pentru că suntem responsabili de ce se întâmplă în țara noastră. Mai un pic și trec și alegerile. Referitor la parteneriatul cu PSD, noi nu cred că PNL-ul i-am atacat vreodată. I-am considerat partenerii de guvernare. Noi am fost loiali, ei nu. De asta s-a ajuns în această situație și eu cred că și subiectul cu Klaus Iohannis, cum că ar vrea să candideze la Senat, a fost doar așa, scoasă pe piață, tocmai de PSD și de presa PSD, în ideea de a ne ataca politic. Eu nu cred că președintele renunță la privilegiile de fost președinte ca să ajungă să stea în băncile Parlamentului în postura de senator. Dar așa se face politică, numai că unii au de suferit ca imagine politică, să zicem că dispută între formațiuni politice, oamenii vor înțelege adevărul. Nici primarii socialdemocrați nu cred că actuala coaliție de guvernare se va destrăma. Mai mult, aceștia fac apel la unitate și stabilitate în cadrul alianței. Nu se rupe. Nu se rupe coaliția, pentru că sunt oameni conștienți, sunt oameni cu picioarele pe pământ acolo, sunt discuții, fel și fel de discuții, ca de fiecare dată, fiecare vrea să-și atragă capitalul lui electoral, dar de rup nu se va rupe, pentru că sunt oameni cu picioarele pe pământ acolo. Ați văzut că la nivelul județului Gorj nu merge această coaliție PSD-PNL, liderii celor două formațiuni politice se tot atacă, mai ales în spațiul public. Cum vedeți dumneavoastră, nu știu, aceste atacuri? Păi eu cred că ar trebui să oprească de aceste atacuri și cred că trebuie să, în primul rând, suntem oameni și trebuie să facem treabă pentru gorjeni. Iar acum poți să spui cineva orice de cineva. La ora actuală, cetățeanul de rând este bine informat cine este acel om, ce a făcut acel om în cei 4 ani de zile. La Gorj sunt neînțelegeri între PSD și PNL, în ciuda faptului că cele două partide fac parte din aceeași coaliție guvernamentală la nivel național. Cele două formațiuni politice sunt la cuțite și se critică reciproc ori de câte ori au ocazia.